Hristos a înviat și pe această cale, dragii noștri privitori. Pentru a afla dacă se mai respectă tradițiile noastre multimilinare, ne-am deplasat undeva într-un loc numit Grădina Maicii Domnului. Un loc populat de sute și sute de ani de români tradiționali, de români autentici. Iată, în fața mea, se află unul dintre ei, un român pur, veritabil, 100%. Mă duc spre el ca să iau o părere despre udatul de Paști, udatul din a doua zi de Paști, udatul fetelor. Bună ziua! Cum vă numiți, domnule român? Ișvan uh, Domnul Ișvan. Ișvan sau patru prieteni de pe internet să-mi spuneți piști. Domnule Piști, aici la dumneavoastră se mai păstrează tradiția udatului? Păi, cum să nu se păstreze? Doar că se păstrează, că fără udat nu e tradiție. Și stau la udat? Cum să nu steau? Au ceva împotrivă, unde să fugă? Dar dacă rămâne neudată, ce se întâmplă? Nu rămâne mă, neudată. Cum să rămâne neudată, mă? Că face vin la crepătură. <coughs> Am înțeles. Stropitul îl faceți cu apă caldă sau cu apă rece? Cu apă rece, apă rece. Nu mai spuneți, le place? Cu apă rece, așa place ele, când dai cu apă rece, încă așa se întărește, A, lăsați. dar Lăsați. cum să las că zilnic trebuie udate. asta e tradiția adevărată. Tradiția adevărată că dacă într-o zi nu poate, eu să ude, ude cum Cumnatul? Cum natu? Cum natu sau nepotul? Care mă? Păi asta e o treabă scumpă. Păi după ce o ud bine, Așa. mă urc peste ea lăsați, și lăsați, Și rup toate. Nu, și... nu, 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 e suficient. nu e suficient, că de la Paștele noastre, de 5 săptămâni nu mai umblad uh, umblat la ea și așa de o palmă crescut. Ce au crescut, domnule? Cum ce a crescut, mă, buriana ta, buriana de cinci palme, ca o zilnic? Aaa... De ce asta e udatul la voi? Păi da, uite că acolo ne-a vrut să pun niște roșii și niște gogoșari și dacă lasă să crească așa mult buriana, se duce, în ai totul. Piști, un român adevărat, un român autentic. Hristos a înviat și pe această cale aici în grădina dumneavoastră.